Există mai multe corpuri înăuntrul corpului nostru, aparent unic, aparent compact, încheiat și terminat. Îți dai seama că trecerea în a doua parte a anului este cel mai bine să o întâmpini, dacă nu cu concluzii, cel puțin cu pregătirea lor. Iar trecerea prin toate dimensiunile viziunii pe care o dezvoltă un roman precum Fem de Magda Cârneci. Este un exercițiu literar care te va pune la încercare. Pe cât de clar îți este ce înseamnă feminin și feminitate astăzi, pe atât de puternică va fi senzația că lucruri pe care le credeai de la sine înțelese devin cutremurătoare odată ce sunt trăite și descrise. Așa am cunoscut adorația.